Bună ziua! Astăzi vrem să vă... Suntem în vizită la un om care a făcut un aparat de... făcut de produs alcool. Aici el are ceva nou, cum nu au alte aparate. Dacă vrem să facem cunoștință cu dânsa, bună ziua! Bună ziua tuturor! Mă numesc Ion. Deci Nene Pavlic ne-a făcut un aparat care împreună l-a mai modificat, ne-a mai gândit cum să-i facem. I-am adăugat izolație termică, membrană de 3 grosime ce e presată. Împrejur l-am învălit cu faligaua, să nu o îngrelăm tare. Vreau să accentuez un lucru foarte bun, pentru că pierderile de căldură s-au făcut minimale, da? Da, a cheltuielile. Vreau zic că el e dotat cu un, a spus aici, un... Da, un... Un fan. La 380. Da. Și i-am pus termometru care cu funcția care întrerupe, conectează când și temperatura setează. La ce temperatură el deconectează aparatul? La temperatură se setează, care butoane, vrei mai sus, mai jos. Acum eu l-am pus la 90 de grade. Acum el lucrează la 87. Am înțeles. Pe moment e temperatura 87. Da. Și mi-a spus, ați conectat aici trei faze, dar deci le-am conectat, nu lucrează între dânsele, le-am conectat și cu zero. Fiecare în parte faza lucrează. Deci pentru că când lucrează toate trei între dânsele, el prea repede o ie și ridică temperatura la nivelul care l-ai setat și el se întrerupe. Și ca întreruperile astea, când durează 5-6 minute, nu lucrează niciun tem. Nu curge el regulat așa țuica, nu prea, dar așa mai bine când îl pornești cu 3 tânuri, dar pe urmă păi s-o porni a curge, îi dai la 2 tânuri și gata. Da? Dacă aici sunt trei becșoare, da, când la pornirea de 3, acum numai 2. Am înțeles, foarte bine. Tenurile cred că sunt vărite, cum a spus dumneavoastră, în ulei. Obligatoriu, da? Dacă te... Uleiul stoarne acta pe aici, vreau zic că se are fund dublu, pe deasupra e făcută izolație termică, aici se găsește o țeavă în care... Eu i-am adăugat un cap de șlang. Șlang foarte bine. El respiră. Am pus un borcanaș aici când am pornit de prima, apoi el, uleiul când se fierbântă, el se ridică nivelul și curge. Da, așa se face. Și el... A făcut foarte corect, pentru că a stornat ulei și aici el când prima dată... Prima dată când am pornit, da, până el, și ia volumul lui, vreau zic că se scurge puțin ulei. Vreau zic că mai departe a conectat foarte bine deflegmatorul. Da. Deflegmatorul ne ajută să vreau să zic, uitează, adânsul, temperatura aici e lângă 70 de grade. Apa în prima farfurie, da? Aici la dumneavoastră un deflegmator cu două niveluri. Da. A conectat apa. Iar că aici apa are temperatură de 70 de grade. De aburii, vreau zic, o parte se întorc înapoi, e clar. Altă fracție din mijloc trece. Se duce aici, domnul l-am învălit. Aici ai pus un aromatizator. Și în aromatizator a pus gutuie. Pentru că în cazul de față el e producția din gutuie. Da, din gutuie, chiar prima aproape. Acum merge, da. Procesul merge a doilea oară. Da. La prăzut gutuie, ca aburii trecând prin... Aici se găsește un coș cu fructe tăiate. Să-l deschidem. Nu, o să iasă aburi. Da. Deschidem. În fierbinte, da. Nu-i nimic, nu-i nimic, lasă. Păi, leu, ce sabă. Păi... Vedeți cum plăscăbuț. Da. Am apa bâie. Sabă, da. Dacă au gutuiile se găsesc foarte, foarte, foarte bine. Am ales gutuie coapte, da, bine, da. Galbene. Și acum, aburi, vedeți, acum sunt puține pierderi. Ei, dar pentru a face un video... Da, nu e problemă. Mai puțin cu 100 de grame. O să bem mai puțin cu 100 de grame, da? Chiar vreau să-i mulțumesc lui domnul Ion pentru că deci, m-a făcut să...
vin la dânsul OTC. Mai departe, la zic că merge într-un, aici se găsește un răcitor de tip închis. Noi le facem și de tip deschis, vreau zic că la dânsul, el m-a rugat să închid din partea deasupra. Și acta aici curge bunătatea noastră, vreau zic că curge, în caz vreau să curge rachiul. Eu l-am gustat de amă, puțin, slavolan. Dar credeți-mă că e un rachiu de calitate foarte, foarte înaltă. Iată, aici nu am scurs, am lăsat scurg în păhărel. Zic că e clar că el e conectat la răcire foarte ingenios, adică a pus aici un vas. A pus o... Răcitor, mai pus un adăugător, da. Aici a pus o pompă, și el de pompă, de unde pompă? De la mașinca de spălat. A, de la mașinca de spălat. E foarte la... econom, e nu consumă... Vreau să vă spun că domnul Ion e un tehnician de valoare înaltă, el are aici un atelier acasă foarte, foarte prestigios, aici el se ocupă cu reparația mașinilor, automobilelor. Vreau zic că uitează el ca să răcească din atelierul lui. Aici apa circulă, dar fiindcă vasul e prea mic, el a mai conectat și un radiator care participă la răcirea apei. Vreau zic că foarte, foarte ingenios. Și vreau să-i mulțumesc domnul Ion pentru toate acelea. Deci, hai să spunem la tot publicul o zi bună, da, o zi bună în continuare. Da, o zi bună, la revedere tuturor.